Nicolae Iorga a fost evocat la împlinirea a 72 de ani de la asasinarea sa la statuia din centrul orașului. Astăzi se împlinesc 72 de ani de când Nicolae Iorga, una dintre cele mai mari personalități ale culturii românești, dar și ale vieții politice, ale vieții sociale, a dispărut în mod brutal, printr-o crimă gratuită, cumplită, inexplicabilă și am venit astăzi aici să aducem un omagiu celui care a fost Nicolae Iorga. Prin tot ceea ce a realizat în opera sa, Nicolae Iorga ne-a lăsat îndemnul la unitate și solidaritate națională care trebuie înfăptuită indiferent de orientarea politică. O comemorare de genul acesta este necesară nu neapărat pentru a se rememora opera lui Nicolae Iorga sau viața lui, pentru că astea sunt lucruri foarte cunoscute, ci în primul rând pentru a se vedea care este exemplul lui Nicolae Iorga pentru generația de astăzi. Și exemplul în ansamblu este pozitiv, a avut o viață în care a ars ca o flacără pentru neamul românesc. Nicolae Iorga a avut un sfârșit tragic fiind ridicat de la vila sa din Sinaia și asasinat la data de 27 noiembrie 1940 de către legionari în localitatea Streșnic. În anii cei mai negri ai României, intra în 1940, când înțelegerea dintre doi bandiți, Stalin și Hitler, au dus la sfârșirea României Mari, o operă înfăptuită teoretic și parțial practic de Nicolae Iorga. Sigur că, după dezmembrarea României Mari, a fost ucis Mișelește și unul din autori, Nicolae Iorga, din păcate de români. Nicolae Iorga a fost atât istoric și critic literar, dar și om politic, fiind unul din ctitorii Marii Uniri de la 1918.